Ia uitați, vaca, vaca, nebuna vacă, Daisy, da, bine, gata, bine v-am găsit oameni buni la un episod de Minecraft, e bine din câte puteți vedea, suntem aici pe Minecraft Skyblock, din câte puteți vedea și voi, e bine, da, e Minecraft Skyblock Survival sezonul al doilea. Pentru că primul sezon cu I'm Alex a fost cât de cât, da, a fost apreciat, dar au avut cât de cât probleme, gen la un moment dat Alex nu mai putea să mai ia niște blocuri de pe jos, așa că am decis, bă, eu chiar vreau să mai joc Skyblock și chiar vreau să filmez Skyblock pentru că este genial și pentru că, da, eu chiar vreau să joc Skyblock și să mă vedeți și pe mine cum joc Skyblock, așa că am zis, bă, hai să încep să joc și eu, hai să pun și eu pe canal totuși. Da, oameni buni, să știți, nu vreau să joc neapărat singur, dar o să mai pun persoane. Aș vrea să pun și pe Ursu, și pe Hack, și pe Alex, dacă e, și pe Aimradu 13, un alt tip. Doar că o să mai pun persoane care să joace cu mine eventual și nu, o să ne facem case toți pe aici, deci vă dați seama cum o să fie, gen asta de aici de jos o să fie de vreo 10 ori mai mare și să ne facem toți case împrejur și să ne facem și ferme și tot felul. Și da, aș vrea să mai pun persoane în serie, doar că nu chiar pe toate, deci o să văd eu dacă o să pun. Persoanele pe care le pun ar trebui să aibă cel puțin 100 de abonați, deci de la 100 de abonați în sus sunteți primiți, deci da, asta să fie clar, deci de la 100 de abonați în sus sunteți primiți în serie, dacă nu aveți 100 de abonați nu prea puteți să intrați în serie. Dar nu, cam asta am vrut să spun în acest episod. Deci acest episod nu o să fie chiar atât de lung, doar am vrut să vă spun care o să fie faza cu seria aceasta. Aș vrea să pun câteva persoane în serie, nu știu dacă o să accepte sau nu, dar dacă accepte bine, dacă nu le iau la bătaie. Am glumit. O să vedem noi. Eu chiar sper să intre, dar nu, vedem noi până atunci. Și da, oameni buni, nu știu, ar mai fi ceva de spus despre chestia asta? Văd că suntem pe difficulty normal. Aș fi vrut prima dată să încep seria asta să fac o mapă din aia de Skyblock de pe single player, doar că din păcate nu a mers pentru că sunt niște probleme și nu a mers, pur și simplu nu a mers. Cam asta trebuie voi să știți. Bă, hai să facem un loc unde să punem noi toți copacii și toate chestiile. Deci cred că în primul episod, ceea ce facem noi în primul episod e o fermă de copaci, fain frumos. Deci, da, oameni buni, o să mai extindem platforma asta de aici, cel puțin eu o să o extind. Nu știu dacă o să mai vină, nu știu, poate o să mai bag abonați în serie, dar în același timp trebuie ca voi să aveți cel puțin 100 de abonați și să promiteți că o să fiți activ, gen să puneți episoade, măcar un episod pe săptămână, ceva de genul. Ok? Deci, na, și cam astea sunt condițiile pe care vi le pun în caz că vreți să veniți în serie. Da, oameni buni, sper să vă placă Skyblock-ul, mie chiar îmi place, dar din păcate nu prea a avut succes la mine pe canal Skyblock-ul. A avut cel mai mult succes la mine pe canal seria de Laser Survival și seria de Hearthstone a avut la începutul canalului, că acum nu mai aprecia de nimeni Hearthstone-ul, deci nu știu de ce. Oamenii cărora nu le plac Hearthstone-ul pentru că nu înțeleg ce naiba trebuie să faci în joc, ăia sunt mari consumatori de Minecraft, să îi înțeleg, adică, no, mulți oameni sunt mari consumatori de Minecraft, dar eu nu prea știu ce zic, adică, frate, Minecraft-ul nu are prea mult sens, adică, nu joc ăla, nu Hearthstone. Da, hai să vedem. Am două blocuri de dirt. Hai să mai luăm noi niște blocuri de dirt eventual. Patru blocuri de dirt. Nu e bine. Dăm mai multe. 6 blocuri de dirt. Bun. Hai să vedem. O să fac o fermă din asta de copaci pentru început, pentru că, din câte ați putut vedea, stau destul de bine cu copaci. Suntem pe un server din Anglia, un server foarte bun, dacă mă întrebați pe mine, se numește extremecraft.net. IP-ul cred că o să-l pun în descriere, dacă nu o să uit, dacă o să-l uit,
puteți mă înjurați, dar de parcă m-ar durea cu mine undeva. Bă, dar eu nu o să mor din cauza hangarului, nu? Zi-mi, te rog, că nu o să mor din cauza hangarului. Eu sper să nu mor din cauza hangarului, dar nu știu ce să zic. Mă cam joc acum cu focul, dar... Bine, mă, uite că nu mor din cauza hangarului. În același timp, dacă am picat de la 3 blocuri, la revedere. Gen, am murit de tot. Dar să sperăm că nu o să am eu parte de chestii de genul ăsta. Pe serverul ăsta... Am zis să fac un server pentru că... În același timp, chiar dacă au avut probleme mapa aia pe care am vrut eu să fac, în același timp să știți că am vrut să fac și pe server și nu pe mapa aia, pentru că mi se pare că, da, pe server e shop, pe mapa aia nu e shop. În al doilea rând, vine faptul că după aia nu o să mai puteți mai dați vina pe mine, cât și că dacă în următorul episod mă găsiți pe mine full iron, ceva de gen, nu o să mai aveți cum să dați vina pe mine că folosesc nu știu ce cheat-uri. Deci asta e un plus pentru mine dacă mă întrebați, deci nu o să mai aveți cum să dați vina pe mine și pentru chestia asta, deci da, oameni buni, cam asta e faza. În același timp am zis să mai fac din ăsta Skyblock, deoarece la un moment dat, odată, cel mai popular video al meu a fost cel mai idiot admin care există, care a fost un episod făcut pe minigame-ul ăsta, pe Skyblock, unde un admin m-a omorât, avea poțiune de invisibility și m-a omorât și mi-a luat toate itemele și am început să înjur de morți. Deci, da, cam asta este faza. Ăla a fost la un moment dat cel mai popular video al meu, acum nu mai este, e pe locul 7, din câte am văzut eu ultima oară, parcă era pe locul 7, din câte țin eu minte. Dar, da, a fost un videoclip care a strâns mai mult de 100 de vizualizări. Mi se pare că 200 o strâns, nu, 100. 100 parcă o strâns. 100 și ceva. Mai are puțin, mi se pare, nu mai țin nici eu bine. Mi se pare că mai are puțin și face 200, dar a strâns cel puțin 100, știu eu sigur că 100 a strâns. Și da, cel mai popular video al meu îi dă Don't Starve și proiect primul meu episod de Don't Starve și proiect a strâns 400 de vizualizări, așa că haideți fraților să-l aducem chiar la 500, chiar la 1000 de vizualizări dacă l-am putea aduce, ar fi ceva măreț pentru mine. Măcar un videoclip de-al meu să strângă 1000 de vizualizări, vă dați seama? Și nu, dacă sunteți noi pe canal, v-aș recomanda să vă uitați la acel episod, pentru că, na, și la acel episod, și la toate episoadele de pe canalul meu, pentru că noi suntem foarte creativi aici și sper să vă distrați aici pe canal. Da, oameni buni, din câte ați putut vedea, am început și eu să fiu o leacă mai activ pe canal, gen... Am început să pun câteodată câte două videoclipuri pe zi, ceea ce e un mare lucru, sincer. Adică la câți abonați am eu, ați zice că un videoclip la 2 zile ar fi numai bun, dar uitați că eu am zis să fiu mai bun cu voi și să pun câte două videoclipuri pe zi. Că, no, în același timp am și eu cât de cât timp, în clasa 8-a nu știu cât timp o să mai am, dar, no, și în plus îmi face plăcere să filmez. Văd că ăștia au început să-mi trimită mie mesaje pe Skype, așa că cred că ar trebui aici să închidem noi episodul, dar în același timp ar trebui să mai fac niște chestii, gen să mai minez. Hai să vedem. Asta e generatorul meu de cobblestone. Mi-ar trebui și un furnal și un târnăcop nou, pentru că ăsta, din câte puteți vedea, se strică. Ar trebui să mai măresc și platforma aia de acolo de jos, dar probabil o să o măresc eu off-camera, nu știu. Da, cred că off-camera o să o măresc și o să vă arăt eu cum arată după ce am lucrat la ea off-camera. Gen, o să pun acest stack și 53 de slaburi acolo, după care o să mai vină o grămadă de slaburi. Dar cam asta am avut de spus în acest episod. Nu uitați să dați like, share, comment, subscribe și noi ne vedem data viitoare. Salut!